Antal Norbert și Orban Acoș, doi tineri de 19 și 17 ani din Zăoan, județul Sălaj, au decedat în urma unui tragic accident. Se pare că șoferul Volkswagenului nu a adaptat viteza într-o curbă, a pătruns pe contrasens și a intrat în coliziune cu o rabă de 14 tone, care circula regulamentar. Pentru a scoate trupurile neînsuflețite ale victimelor a fost nevoie de intervenția pompierilor de la descarcerare. În urma impactului puternic, la unul dintre tineri, creierii au fost împrăștiați pe bancheta din spate. Traficul a fost blocat mai bine de o oră, după care s-a reluat în condiții normale. Accidentul s-a petrecut pe DN1H între localitățile Nușfalău și Șimleu Silvaniei. Orban Acoș este fiul fostului viceprimar din comuna Ip, județul Sălaj. Orban Acoș, de 19 ani, a absolvit la Colegiul CNS Zalău, iar de un an era student la facultatea din Oradea. Cei doi erau verișori și se îndreptau spre casă în momentul producerii tragicului accident. Antal Norbert, de 17 ani, era elev în clasa 10 la Colegiul Național Simeon Bărnuțiu din Șimleu Silvaniei. Șoferul autocamionului nu a pățit nimic, însă se va alege cu dosar penal pentru ucidere din culpă. Azi, în jurul orelor 14:40, poliția Șimleu a fost sesizat printr-un apel de urgență despre faptul că pe DN1H a avut loc un accident rutier. Ajunși la fața locului, am constatat că la kilometru 46+650 a avut loc un impact între un autocamion și un autoturism, iar în autoturism au fost găsite două persoane decedate, doi tineri, unul în vârstă de 19 ani și iar celălalt în vârstă de 17 ani. S-a efectuat cercetarea la fața locului, iar în continuare urmează să stabilim cu exactitate modul în care s-a produs accidentul. Aveau viteză? Nu putem preciza deocamdată viteza de deplasare. Sunt identificați câțiva martori oculari pe care urmează să-i audiem și iar pe parcurs ce ancheta va înainta o să putem să revenim. Șoferul autocamionului ce va plăti? În cauză se va întocmi un dosar penal pentru ucidere din culpă și urmează să se stabilească cine se face vinovat de producerea accidentului. Vă mulțumim. Plăcere. Inspector principal Coman Gabriel. Mă. Zis că trebuie. Nu mă repede. Inspector principal Coman Gabriel, șeful formațiunii poliției rutiere de la Poliția Șimleu Silvaniei. Mulțumim.